Primele proiecte de pe ordinea de zi au fost cele referitoare la stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor cu handicap și a persoanelor vârstnice îngrijite în cămine. În ședința de astăzi s-a discutat și despre reabilitarea unor centre de plasament, astfel încât toți copiii instituționalizați să trăiască în condiții decente. 4 locații din cadrul direcției pe care noi le aveam un plan să le reabilităm pe fonduri europene. Dacă vom vedea că nu ne vom încadra pe fonduri europene, nu le putem lăsa așa. Ele au fost lăsate în perioada asta pentru că am gândit că putem să accesăm fonduri europene. Ne vom organiza și aceste sedii vor fi reabilitate pe banii Consiliului Județean. Consilierii județeni au mai aprobat numirea lui Marian Cătănoiu în funcția de director executiv la Direcția de Evidență a Persoanelor, după ce locul a rămas liber prin plecarea lui Cătălin Rotea la Ministerul Dezvoltării Regionale. Un alt proiect de hotărâre s-a referit la desființarea Camerei Agricole, care a trecut în subordinea Direcției pentru Agricultură Olt.